Mă rog. Eu sunt Gheorghe. Mai calm. Eu sunt Gheorghe Tabarcea. Da. Da, prieteni, nu spun Gigi. Așa cum spun și tu. Am 32 de ani. Eu după clasa 11 n-am intrat deodată la învățat. M-am dus în lume să fac bani. Și m-am pornit anume în Kazahstan. Acolo m-am ajit de bani, evident, și m-am întors acasă. Și am înțeles că totuși des intră la învățat undeva. Am depus actele la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Am absolvit cu succes, după care m-am angajat în teatru. În teatru am lucrat vreo 3 ani și am lăsat pentru că salariile erau mici și nu trăiam bine și ceva nu ne ajungea, știi. Și am înțeles că totuși vreau să am bani în viața asta. Și m-am pornit iar la Zarabot, că dădeam în partea asta, în Europa. M-am dus în Cehia, pe urmă am ajuns prin Anglia. Și în Anglia, cât eram, mă gândeam că totuși aș vrea să mă filmez în filme, ca orice moldovan. Mai ales că am terminat actoria. Și m-am întors acasă. Poate mă vede vreun potențial regisor și mă ia. Și aici, la castingul tău, am venit cu monologul și ala despre care spuneam, Hahrușca Vitale. Ok, hai. Dar stai, cât de calm poți tu? Vitale e Hahrușca și e profesor. M-au chemat la dâns acasă chiar din prima seară. Eu i-am zis că sunt surat, dar ea n-avea pretenții. Zic că vrea să mă ții o leagă după lecții. Zic, Vitalia, și atentă la mine. Eu știu că nu înțelegi nici o boabă în română, dar nici în limba rusă, nici greu lămurie. Așa că ascult atent și nici piribi vii. Între noi nu poate fi nimic, îți spun deodată. Eu mă întâlnesc de multe ori cu o fată. Ax, băieț? Suiți, numai nu trântiți ușurile. Faceți cunoștință, aici e Bălănel, busul cu care îmi ducem colegii pe platourul de filmare vara asta. Pe atunci parcă o buhnit cinematografia moldovnească și a lucrat mititelul. Da, mă, opa, eu mai fac din este. N-ai voie la teal, frate. Și serios? Da, da. Păi, îmi cer scuză, pățani, eu... Dar eu veșnic, bă. Eu m-am deprins că drumul se repara și eu putem să... N-ai voie pe aici, brat. Cer-ți scuze la asta. Sorry. Da, eu când vin la Academie, voi nu vă spăreți, mie îmi place să mă parchez lângă znacul, strict interzis, parcare interzis. Eu o smias, noi nu stăm mult aici pe albom. Bine, mă așteptăți aici. Și ca așa, spun busul. Chiar în intersecția de așa? Chiar așa, ia, eu, asta e... Cum e, superstiție la mine, sau cum să-i spun? Stroga așa îl lăsă. Și nici n-a prins nici avarie cu mine. Oi, n-a lăsat aici. Nu, e mare, tot normal. S-a zis că mine mă știi șcrile de la intrare. Hai, ai înșit. Ia stai, alea. Dar pă, ce zici dacă îți dau asta? Băi, Marin, asta e prieda, mă. Aho, aho, opriți colea. La Amtap Academia. Unde am vrut să ajung artist, dar ia că am ajuns busist. Asta e culmea, frățoare, îmi duc colegii la filmare. Treci și viața întreg și ani, nu mai ajung eu pe ecrane. Mâine anul să noiești, chelea mea să zbârșești, n-ajung să mă vadă mama în vreun film sau vreo reclamă. Poate anul care vine, vreun potențial regizor, mă vedem așa pe mine. Roata, băi, să meargă, ghine! Hei, hei! Ii fac scările la guvernul ăsta. Pidarașe, bleați! Nu le placă ăsta-i vechi. Au găsit bani, bleați, pentru dânsă. Tu-ți pizda, mă, ce e asta, bleați? Eu mă duc la stânga, nimic, pohui, bleai, de znacurile voastre. Ia că așa e în plin. Băi, blea, stă poliția în pula mea. Da, că aici pe dreapta, băieți, ne-am parcat. Până și vine așa la cu... Ia uite, uita drept la mine, ue. Dă-l în pulă, că nu ne-o snic. Convine că lumea indiferentă rămâne și râde de mine, de tine.
aceasta grav devine. Îți vine să pleci chiar mâine. Dar aici cum rămâne? Cu mine, cu tine, mai schimbăm ceva în ghine. Pentru cine? În fine, alegerea ți aparține. Fii acolo unde pot ceva obține. Asta de patriotism nu ține. Acasă e acolo unde te simți util și bine. Alegerea ți aparține. Și nu te acuză nimeni. Asta de patriotism nu ține. Nu tu ți-ai trădat țara. Ei te-o trădat pe tine. Nu vă spăriesc deodată, vă zic că am un dulău mare în ogradă. Că eu, mie nu-mi place să leg câinii. Că dacă e slobod, eu sigur că nu intră nimeni în ogradă și nu fură nimeni nic. La noi cam se fură noaptea pe aici. Nardo! Intrați, prieteni. Nardo! Unde ești? Eu ori vorbești la telefon, ori... Bună ziua, bunic! Bună ziua! Fă cunoștință cu băieții de la din România, eu vin să ne filmez. Bună seara, bine ați venit! Asta e bunica mea, Eugenia. Bună ziua! Asta e ciobănesul despre care vă povesteam. În salon miros de volgă. Șoferul îmbrăcat la dungă. Mașina asta pare des în paginile ziarului. Eu azi mă plimb cu Volga primarului. Oi, tare ne-a plăcut. Dar hai dacă tot aici suntem să însemnez drept de contractul ăsta pentru UNTC. Cedent scrie Gigi Tabarcea, Gheorghe Tabarcea și... Dar poate numai Gigi, că eu tot... Nu, trebuie oficial. Gheorghe Tabarcea. Și ne ducem la Chișinău. Vreau să-mi cânti înapoi. La cum să cânti? La chitară. La rul și la... Orin. Las ca să merg eu la vola. Bazar iubit. Băi, brata, am înțeles că ai padrugă și am auzit că e cu tine se comportă ca cu slugă. Nu-i ghine, brat, nu-i ghine, tu te-ai schimbat. Dacă vezi că nu te ascult, dă cu pumnul în masă, bleați, și fără vorbă mult. Vrei să-ți dau un sfat? Așa eu zis părintele lui Vasea când l-o cununat. Uei, brat, nu te teme de femeie, brat. Femeie trebuie să teamă de bărbat, brat. Nu te teme tu de dânsa, brat. Femeie trebuie să teamă de bărbat, uei, brat. Nu te teme de femeie, brat. Femeie trebuie să teamă de bărbat, brat. Nu te teme tu de dânsa, brat. Femeie trebuie să teamă de bărbat, uei, brat.